Bună dimineața, ora 6 și 30 de minute, cine se trezește de dimineață departe ajunge. Vă salut chiar din stațiunea Râușor, Retezat, județul Hunedoara. Am pornit de dimineață, asta pentru că astăzi vreau să ating un alt obiectiv de aici, din munții Retezat, adică vârful care și poartă numele muntelui Retezat. Anul trecut am atins Peleaga, cel mai înalt vârf din acest masiv, dar a venit și rândul vârfului Retezat astăzi. E destul de răcoare dimineața în munte, așa că ne-am echipat corespunzător. O să urmăm un traseu marcat până pe vârful Retezat. Este al treilea. Primul e Peleaga, vârful Păpușa și al treilea vine vârful Retezat. Are și o legendă interesantă. Se spune că un uriaș cu sabia l-a retezat. O să urcăm, o să vedem despre ce e vorba. Este și un loc de parcare amenajat aici, văd mașini. Bun, pe lângă faptul că sunt și turiști în stațiune, mașinile astea cu siguranță au turiști care au deja au pornit spre vârf. Acum parcarea asta e situată chiar lângă aici, după cum se poate vedea, este pârtia din Râușor și aici chiar avem ceva indicatoare. Vârful Retezat, undeva în jur de 5 ore. Depinde, aici se poate pleca și spre vârful Peleaga, 7-8 ore, dar este mult mai lung traseul ăsta. Noi știm altă variantă, noi am fost pe altă parte și de asemenea vârful Retezat în jur de 3 ore undeva în partea aia, pe pârtie. Așa că o să luăm la pas. Avem aici la începutul traseului și o hartă. Ne aflăm chiar aici și o să pornim spre vârful Retezat. Legendă, dacă doriți puteți da un stop cadru, puteți salva. Dacă doriți să veniți în partea asta a țării, da, evident o găsiți și pe internet. Totul e pregătit, ora 7, pornim spre vârf. Ar trebui să facem în jur de 4 ore, așa, lejer. Acum e foarte frumos pentru că, pe lângă faptul că respiri un aer curat și o condiție fizică excelentă, acumulezi, totul e pregătit, imediat o luăm la drum. Imagini superbe, încă se mai poate vedea luna în această dimineață. Aer curat, condiții extraordinare pentru un traseu. Am pornit deja pe traseu și mi-a sărit în ochi ceva care îmi place. Este vorba de acest glob. Dacă în vlogul trecut vă arătam ceva asemănător pe structură de lemn, se face așa ceva, uite ce frumos e. Practic aici este o căpănuță. E foarte frumos cum apar tot felul de forme, tot felul de construcții, totul de lemn, foarte frumos cu muntele, se potrivește foarte bine. Am văzut și ceva ciuperci, astea sunt niște urechiușe, am văzut niște iuțari, poate la coborâre am și o plasă la mine, poate dacă găsesc ceva o să iau. Mergem foarte bine prin pădure, de vreo 40 de minute, nu am întâmpinat dificultăți. Traseul este foarte bine marcat, cam din 10 în 10 metri. Putem vedea marcajul, nu avem cum să ne rătăcim. Sunt porțiuni mai abrupte, dar în principiu se merge foarte bine. Ne apropiem cu pași repezi de ieșirea spre Luminiș, se aude și o apă. O să vedem despre ce e vorba, dacă e în traseul nostru.
și deja au apărut niște indicatoare. Ne arată spre stațiunea Râușor, oră și 30 de minute. E exact traseul pe unde am venit noi. Aici ai șters. Da, e clar, pentru că urmează semnul și asta înseamnă că sunt de pe traseul spre vârful Retezat, care cred că imediat o să-l și zărim, pentru că o să ieșim undeva la un luminiș. Am ajuns într-o zonă cu vegetație mai densă și prin vegetația asta, undeva pe acolo se aude cum curge apa. Pe aici trebuie să fii foarte atent cum calci. În orice caz, pe munte, dacă veniți, vă recomand încălțăminte adecvată, pentru că Retezatul e plin de bolovani și, din câte știu eu, imediat la escaladarea finală spre munte, acolo știu că e plin de bolovani, cel puțin pe Peleaga, așa era. S-a cam terminat cu domnia și au început bolovanii. Urcarea se face pe așa ceva. De-aia v-am spus, dacă veniți, să fiți echipați cu călțăminte adecvată și să fiți pregătiți. Astea cam mișcă, dar cu atenție o să trec și peste. Cam asta e ceea ce las în spate. Continuă urcatul pe bolovani, dar în schimb ne și bucurăm când ne uităm în spate de priveliștea ce ne oferă acest munte. Din vârful Retezat o să încercăm să apropiem și să vedem ce depistăm, ce zone. Oricum, în principiu, Ținutul Pădurenilor, chiar se vede Biserica de la Ghelari, orașul Hațeg și chiar Măgura Călanului. Dar cu siguranță de pe vârf se vor vedea mai clar, vom avea priveliști mai frumoase. Ne continuăm drumul, foarte dificil, v-am spus, pe bolovan deocamdată, și după ce urcăm porțiunea asta, ar trebui să avem și eu un prim plat cu vârful Retezat. Și după ce am urcat o primă porțiune de bolovani, deja avem o imagine cu vârful Retezat, văzut din interiorul Retezatului. Pentru că ne-am obișnuit cu el, văzându-l dinspre Călan se vede când este din foarte bine din zona noastră. Și cam asta e imaginea pe ansamblu din locul ăsta. Încetul cu încetul ne pregătim pentru a cuceri și vârful Retezat. De aici o imagine superbă cu vârful Retezat. Traseul ar fi, pentru că mai văd pe cineva care urcă, ar fi undeva pe partea aia și ar urma să merge pe coamă până pe vârf. Cu alte cuvinte, începe distracția. Și ce mai e frumos e că deja încep să apară niște nori, nu știu cât sunt de amenințător, că nu știu ce e după, dar oricum v-am spus că se anunță o prognoză meteo nefavorabilă, ceva ploaie după amiază, să sperăm că nu ne prinde pe aici, pentru că pe munte se știe că vremea e schimbătoare și nu e prea bine și prea frumos să te prindă o ploaie adevărată pe aici. Dar asta e, mergem înainte. Na, cam asta urmează. Printre bolovan știam, dar avem antrenamentul de anul trecut de când am atacat Peleaga. Retezatul e acolo și ăla e vârful Prelucele, așa îi spune. Acolo mai e un lac în zona aia, lacul Ștevia, dar mă abâteam de la traseu și mai pierdeam o oră și ia uitați-vă că se cam orează și v-am spus că avem o problemă să nu vină ploaia. N-ar mai fi mult, dar nici puțin. Mai sunt mulți care îl atacă direct pe partea aia, urcă pe acolo, dar mi se pare prea abrupt. Nu suntem niște specialiști ai muntelui, niște profesioniști, așa că nu ne riscăm, mi se pare foarte abrupt, cel puțin acolo sus. Și acolo luăm pe traseul marcat, traseul normal, și îi dăm bice. Am tot urcat pe bolovani și am ajuns la 2215 metri și au aloloaia. Avem indicator, suntem foarte aproape de vârful Retezat, ăsta e. Priveliște minunată de asemenea, dar o să ne bucurăm de priveliștea chiar de pe vârful Retezat.
oarecum aici deja se mai deschide și de aici trebuie să urmăm traseul ăsta galben. Oricum e iară urcuș din ăla pe bolovani până spre retezat. Mai sunt aici niște turiști, o să atacăm împreună, ei sunt din Austria, că am povestit cu ei, oricum mi-au spus că au experiența muntelui. A urcat foarte ușor. Ia uitați ce frumos se deschide aici și ce tablou minunat avem. Ne apropiem de vârful retezat, doar bolovani urmează iarăși traseu dificil, iar acolo se poate vedea cel mai înalt vârf din retezat, Peleaga, Șaua Pelegii și lângă vârful Păpușa. Ăla e Peleaga și Păpușa e doar cu un metru mai mic. Imagine extraordinare aici în retezat, lacuri glaciare. Se pot vedea unice în țară, formate din topirea zăpezii care are loc aici pe munte. Cam așa arată retezatul. Nori, după cum am spus, suntem sub amenințarea proprii ploii, dar nu ne lăsăm. Ne continuăm traseul, hai că de aici o oră, pentru că e foarte dificil, trebuie să fii atent pe unde calci. Ultima porțiune e foarte dificilă, practic se urcă pe bolovani în patru labe. Vă spun, dacă vă e frică de înălțime, dacă aveți probleme din astea, aveți ce căuta aici, pentru că punctul de susținere e doar o mică piatră. În jos, dacă te uiți, e ceva abrupt, dar după câteva ore bune de mers, bineînțeles cu pauze, așa mai lejer, sunt la câțiva metri de vârful retezat de aici, din munții retezat, care vedeți că e destul de vizitat astăzi. Am privit de foarte multe ori de la Călan și de pe drum vârful ăsta retezat. Iată că în acest moment am ajuns chiar pe el, după cum a spus, multe pietre. Cam așa arată. Sunt tot felul aici de amintiri puse de oameni să rămân aici pe veci. Și privesc chiar spre partea aia, țara Hațegului. Și în sfârșit, după câteva ore bune de mers, am ajuns în obiectivul nostru de astăzi, vârful retezat, 2482 de metri. De mult mi-am dorit să ajung aici, asta pentru că din Călan chiar se vede acest vârf, dar nu m-am gândit că e așa complicat de ajuns. Anul trecut am fost pe Peleaga și mi s-a părut mai lejer. Hai să dăm și un tur. În partea aia avem munții Poiana Ruscă cu ținutul Pădurenilor. În dreapta deja începe să nu mai fie așa senin. Țara Hațegului și Călanul acum nu se mai vede că deja, cred că în partea aia chiar e ploaie. Se vede chiar Parângul din partea asta. Chiar era vizibilitate până spre județul Alb. Iar în partea asta avem frumosul retezat cu Peleaga. În partea aia, Păpușa. Se văd și ceva lacuri glaciare în partea asta. Se vede până spre Banat clar. Așa că eu vă recomand să vizitați și acest loc dacă iubiți muntele, iar dacă nu-l iubiți și sunteți simpli călători, puteți să urcați până aici, dar v-am spus să plecați de dimineață și să fiți pregătiți fizic, echipați corespunzător, pentru că traseul mie mi s-a părut foarte dificil. Urci pe pietre, ultima fază, ultima porțiune, foarte dificilă. Priveliște frumoasă de aici, din vârful retezat, și acest vlog este dedicat celui care luna asta va veni pe lume, pe nume Ianis Dacian. Chiar de pe vârful retezat, cu siguranță îl va primi din Călat de foarte multe ori. Cam aici încheiem și noi
vlogul, pentru că ne băgăm la coborâre și o să ne ia foarte multe ore. O să coborâm pe un alt traseu, să mai poposim aici pe Retezat, să ne bucurăm de priveliște. Așa că Dacian Gojira vă mulțumește mult că-l urmăriți. Aștept să vă abonați la canalul de YouTube Dacian Gojira, pentru că o să vedeți locuri frumoase. Dacă vă place, puteți să dați și like și comentariu, pentru că nu mă deranjează. Așa că până la un nou vlog, cine știe de pe unde, eu ca de obicei vă spun cu voi, binele să fie, pa, pa!